Astăzi dimineață, când am ieșit afară la plimbare cu butelie, l-am găsit pe acest amstafel pierdut în fața blocului pe Bulevardul Unirii. N-avea nici zgardă, nici lesă și dispusele unui trecător se ținea după el de kilometri întregi. Deci care sunt cele 5 lucruri pe care trebuie să le faci atunci când găsești un cățel pierdut? Primul rând, fă-i o poză sau o filmare, s-ar putea, dacă te apropii de el, să fugă și să nu mai ai ocazie. Vorbește cu el, apropie-te de el calm, nu frontal, ci în lateral și încearcă să improvizezi dacă nu ai la tine o lesă, ca să încerci să-l prinzi, este cel mai important. Poți să folosești o curea, o sfoară, chiar și un șnur. În cazul în care are o zgardă, verifică bine dacă nu există un număr de contact să suni proprietarul. Dacă nu, ai două opțiuni, poți suna la poliție sau la ASPA, cum e în București, să vină să-l ia. Sau poți să-l duci tu la un veterinar pentru a-i citi microchipul. Că nu are microchip și deci proprietar, ai din nou două opțiuni, să-l dai către un adăpost, ceea ce nu recomand. Doua opțiune este să-l iei tu câteva zile până reușești să-i găsești o familie. Atenție, dacă ai animale, nu le lăsa în contact cu noul cățel. Și videouri simpatice precum acesta să fie promovate ca el să ajungă la o familie iubitoare.